Pacienții bolnavi de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, care au fost transferați săptămâna trecută la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași cu toxin infecții alimentare, au fost externați. Alături de alți 27 de pacienți, ei au mâncat preparate din pește în ziua sărbătorii, intrarea Maicii Domnului în biserică. Pacienții la internare prezentau o simptomatologie care ridica suspiciunea înaltă de toxinfecție infecție alimentară, iar pe parcursul internării, aceștia au fost monitorizați și tratați de către o echipă multidisciplinară formată din medic cu specialitatea boli infecțioase, medic de terapie intensivă, gastroenterologie și sigur și-au continuat tratamentul cronic psiatric. Ținând cont de faptul că postul Crăciunului are mai multe zile de dezlegare la pește, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași a transmis câteva recomandări pentru prevenirea intoxicației cu acest aliment. În anumite perioade ale anului, mai multe specii de pești și crustacei pot conține biotoxine otrăvitoare. Aceste biotoxine persistă inclusiv după gătire. Peștii cu aceste toxine nu arată, nu miros și nu au un gust urât. Gătirea, marinarea sau congelarea nu distrug aceste toxine, și, prin urmare, otrăvirea este inevitabilă. Trebuie să evităm consumul de pește exotic. Iar conservele de, de pește, dacă prezintă capacul unflat și un miros care ne duc spre, probabil, spre o, spre o toxină, nu îl vom consuma. Amintim că apelul de transfer la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași s-a făcut după ce trei bolnavi au murit la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, iar alte câteva zeci au prezentat simptome de toxină infecție alimentară după ce au consumat produse din pește.